Consiliului Județean Brăila, în spețele colegului meu, consilier domnul Francesc, pe data de 18-a, prin care îi solicitam să pună la dispoziție un exemplar al copii al raportului de audit financiar pentru anul financiar 2016, ca urmare a controlului făcut de Camera de Conturi a Județului Brăila. Această adresă și de ce vreau să vă spun exact și datele, pe data de 18-8 am făcut acest lucru. Am primit într-adevăr răspunsul de la domnul președinte într-un timp record și marea mea uimire a fost că în următoarea lună, deci luna aceasta, am primit înainte de ședință o informare referitoare privind constatările în urma controlului. Ce mă mire pe mine este faptul că acest control a fost efectuat, acest raport de audit i-a fost înmânat președintele Consiliului Județean pe data de 5-7-2017, deci până la sfârșitul lunii a 7-a putea foarte bine să facă această informare și nu trebuia musai să vină cineva, unul dintre consilieri, să ceară acest raport. Dumnealui, în urma acestei cerințe pe care am avut-o, a constatat că e mai bine să ne facă această informare, a dorit să o facă pe repede înainte de ședință, a venit și ne-a dus această informare, care bănuiesc că a ajuns și la dumneavoastră. Nu. Aici, practic, sunt cele 10 abateri care au fost constatate de către Curtea de Conturi, cei care sunt, Camera de Conturi, scuze, care sunt în măsură să vadă cum își desfășoară activitatea și cum duce la îndeplinire conducerea Consiliului Județean hotărârile pe care le iau cei din Consiliul Județean. Acum, ca un spirit de bună, cum duce la îndeplinire, nu știu cum duce, că de fapt e un lucru la îndeplinire, fac după propriul, nu știu, nici nu știu cum să-l numesc, că nu au logică în ceea ce fac. Practic, în această informare, în urma acestui audit financiar, s-au constatat 10 abateri. Fiind foarte multe și sume destul de mari, am să rămân doar la una singură și referitor la abaterea numărul 10 din procesul verbal, care am să vi și citesc în totalitate, nu este lung, ca să puteți să vă dați seama și să fie adus și la cunoștința cetățenilor, să vedeți ce se întâmplă cu banii contribuabililor prin această conducere de la Consiliul Județean. Erorile care au fost constatate și faptele care au încălcat legea au constat în următoare. Abaterea numărul 10 din procesul verbal, cum vă spuneam, spune neevidențierea în contabilitatea unor obligații de plată către 10 calacamuri SRL Galați, reprezentând despăgubiri și cheltuieli de judecată în sumă totală estimată de, rețineți foarte bine suma, 36 de miliarde lei vechi. Stabilite prin hotărâri judecătoresc, rămase definitive și irevocabile. Probabil, stimatul meu coleg, domnul Francis, a încurcat definitiv și irevocabil cu definitiv și executoriu. Acum este executoriu. La momentul respectiv, dumnealui probabil a spus dacă este revocabil, n-a pus în balanță cu executoriu. Cel puțin asta cred eu. Valoarea estimată a erorilor a patrulor constatate. Valoarea estimată a patrulor constatate este de 3.633.426 de lei, din care această sumă reprezintă despăgubiri. Și alte, după aceea, vor urma și alte cheltuieli de judecată stabilite prin sentința civilă din 232 din 30-a 3-a, rețineți data, 232 din 30-a 3-a 2015 a Tribunalului Brăila, secția civilă, neevidențiată în contabilitatea la cheltuieli și datoriile perioade. Ceea ce este foarte grav. Descrierea cauzelor și împrejurări care au dus la apariția deficiențelor constatate. Deficiența constatată s-a datorat atât nerespectării normelor legale referitoare la organizarea și conducerea contabilității instituției publice, cât și nefuncționării corespunzătoare a sistemului de control intern managerial la nivelul entității auditate. Dacă ar fi să ne uităm pe toate cele 10, fac o paranteză, peste tot este aceeași problemă. Deci nefuncționarea corespunzătoare a sistemului de control intern și managerial. Aici cine poate spune conducerea? Chiar sunt foarte curios. Efectul respectiv cu consecințe economico-financiare, sociale, generate de deficiențele constatate. Nereflectarea fidelă în situațiile financiare încheiate la 31.12.2016 a datoriilor și poziției financiare a entității auditate, soldul datoriilor și rezultatul patrimonial al perioadei fiind denaturate cu suma de 36 de miliarde. Concluziile echipei de audit. În perioada verificată, entitatea auditată nu a procedat la aplicarea corespunzătoare a prevederilor legale referitoare la organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice.